într-o dimineață, ieșind la portiță, bătrânul s-a oprit mirat. Nu mai cunoștea unde. Casa lor era cea din urmă, în acea parte de sat, dar calea se continua spre câmp și pe amândouă părțile era îmbrăcată în tufe dese de spini, porumbei, pe sub care răsărea și creștea primăvara de vreme iarba grasă. Era bine răsărită. Când ieși în uliță, Vasile Cântea, în primele clipe, nu știa unde se află. Amândouă laturile uliții erau tivite cu un alb strălucitor în lumina soarelui de dimineață. Simți cum adia o boare dinspre cale, o mireasmă dulce cunoscută. Doar nu vor fi înflorit porumbei. Se întrebă mirat moșneagul și porni în grabă să treacă drumul. Cum, Doamne Sfinte, să înflorească peste noapte? Doar aseară nu era decât înmugurit. Cu cât se apropia de tufele de spini, mirosul florilor crude era tot mai tare și parcă răspândeau și o mireasmă de sâmbure de prună strivit. Părea că simte și gustul de sâmbure. Vasile Cântea se opri lângă tufele bătucite cu flori mărunte, dese, care din apropiere parcă miroseau și la piper. Își aduce odată aminte ca seară, după repezeala unei scurte ploițe calde, simți ceva asemănător. Da, au înflorit peste noapte, își zice el, și simți cum îi se luminează toată ființa. Privea încântat la tufele de porumbei. Nu li se mai vedeau crenguțele negre și subțiri, toate erau învăluite în floricele albe. Se uită uimit de partea cealaltă a drumului și voi să treacă să le vadă de aproape, pe cele de acolo, dar în clipa aceea începură să vină albinele, întâi mai rare, apoi mai dese, zburau ușor și se opreau încremenite și ele de uimire în floricelele de porumbei. Fără să știe de ce lui Vasile Cântea, i se păru că sostenite, că sunt bătrânite, că n-au nici lustrul lor cunoscut. Abia de acum se vor dezmorți săracele, zise el, cu ochii mereu după ele. Veneau, zburau tot mai multe și se lăusau ușor pe floricelele proaspete. De unde vor fi aflat ele că au înflorit porumbei? Acum le zicea porumbei, dar o vagă amintire spunea că în copilărie parcă le zicea păducei. Orice înșală, se poate și asta. Ieri, încă nicio albină nu se ivise în apropierea tufelor încărcate. Parcă de o zăpadă ușoară, gata în toată clipa să zboare, ori să se topească. Iar azi, uite, parcă se răspândește prin floricelele albe, roi de albine. De, se vede că mireasma primelor tufe înflorite a pătruns încă de cu noapte, până la stupina lor, zise cu priviri luminoase, bătrânul credincios Vasile Cântea. Ce tufe urțele, pitice și spinoase au fost până mai ieri și iată ce flori frumoase au rodit. De bucuria primăverii, de bucuria porumbelii, care le vor bătuci nu peste mult, întâi verzi ca și frunzele, mărunte ca niște alice, apoi bineții și negri. Bătrânul zâmbește când își aduce aminte cât de acre sunt poamele acestea când sunt coapte
Și cum le mănâncă copiii? A pățit-o și el de atâtea ori în copilăria lui. Pentru poama acră pe care o fac, ar putea să se împodobească porumbeii chiar așa de tare, dar iată că orice rodire nouă are o haină luminoasă și miresmată, ca o slăvire continuă adusă lui Dumnezeu. Și iată că și floricelele mărunte din tufele acestea au mireasma lor. Altfel, pentru ce le-ar potopi albinele? Bătrânul pornește de-a lungul drumului, pe o margine înflorită, și se întoarce pe marginea cealaltă. Pretutinde, plin de albine, și acum, dacă se oprește și ascultă, s-aude zumzetul lor. Da, s-au dezmorțit, tot trecând din floare în floare, sub razele tot mai calde ale soarelui. Bătrânul se oprește, privește furnicarea muștelor lui Dumnezeu și pornește iar. Semninul ce-i inundă sufletul se reflectă și pe fața lui, fără ca el să-și dea seama. Da, simte că e fericit și nu s-ar mai depărta de tufele înflorite. Amin. Pentru rugăciunile